5 oferte au fost depuse până la termenul limită în cadrul licitației pentru elaborarea studiilor tehnico-economice necesare și verificare tehnică de specialitate a documentației pentru drumul Vămii, finanțat prin POAT. Valoarea acestui proiect este de 3,2 milioane de lei. Prin drumul Vămii se vor reabilita și moderniza peste 48 de kilometri de drum județean, care fac legătura între actualul proiect de investiții Regiunea Nord-Est, axa rutieră strategică 2, Botoșani-Iași și Vama-Rădăuți-Prut. Proiectul estimat la o valoare totală de aproximativ 40 de milioane de euro va fi finanțat din programul operațional regional Nord-Est 2021-2027. POAT-ul a fost deblocat la nivel național în urma demersurilor făcute de către Consiliul Județean Botoșani, ADR Nord-Est fiind primul din țară care a semnat acordul de finanțare pe POAT. Tot în urma demersurilor inițiate de Consiliul Județean Botoșani s-a aprobat extinderea perioadei de implementare a POAT la nivelul întregii țări, până la finalul anului viitor, pentru ca fondurile europene din această axă să poată fi folosite și să nu fie dezangajate de Comisia Europeană.